Astăzi este momentul în care un număr de 292 de studenți ai Facultății de Agricultură trec de la statutul de student la statutul de inginer agronom, inginer tehnolog sau biolog și, într-adevăr, este o sărbătoare. Toți sunt emoționați, dar totodată sunt fericiți că au ajuns în acest moment și sunt fericiți că putem organiza în condiții ceva mai relaxate evenimentul de sfârșit de an. A fi șef de promoție probabil este pentru mulți o responsabilitate, pentru alții un premiu. Pentru mine pot spune că reprezintă ambele lucruri și sunt nespus de recunoscător pentru că am putut să ajungem astăzi până aici, să ne organizăm, să facem un curs festiv și să ne bucurăm împreună de aceste momente. Sunt 4 ani de zile, n-am reușit să ajungem și acum ne bucurăm că s-au ridicat restricțiile astea și o dat Dumnezeu să ajungem cu bine. Minim cam departe, dar nu au nicio problemă. De unde veniți? La Daravan, județul Botoșani. Cum este pentru dumneavoastră? Mai multe emoții, deja am început să lăcrimez, dar sper să depășesc momentul.